În Evanghelia după Luca, la capitolul 24, găsim scris. În ziua întâi a săptămânii, femeile acestea și altele împreună cu ele au venit la mormânt dis de dimineață și au adus miresmele pe care le pregătiseră. Au găsit piatra răsturnată de pe mormânt, au intrat înăuntru, dar n-au găsit supul Domnului Iisus Hristos. Îngrozite, femeile și-au plecat fețele la pământ, dar îngerii le-au zis, pentru ce căutați între cei morți pe cel ce este viu? Nu este aici, ce a înviat. Aduceți-vă aminte ce v-a spus pe când era încă în Galileea. În dimineața învierii, câteva femei în drum către mormântul Domnului erau frământate de această întrebare. Cine ne va da piața la o parte? O întrebare care a rămas fără răspuns până la mormânt. Deoarece doar acolo au văzut, au realizat că ceea ce pentru ele era imposibil, Dumnezeu rezolvase deja. Nu putem să nu admirăm credința acestor femei. Nu putem să nu fim uimiți de credința lor. Deși știau că acolo este o strajă, deși știau foarte bine că este o piatră, au plecat. Nu au rămas acasă. Dragii mei, dragostea lor pentru învățătorul era mult mai mare decât îndoielile și întrebările din inima lor. Deoarece dragostea nu cunoaște imposibil. Minunea pe care o găsesc la mormânt. Dovedită prin piatra dată la o parte și îngerul așezat pe ea, la început le înfricoșează. Dar mesajul despre învierea Domnului Isus Hristos, al întâlnirii dintre El și ucenicii Lui, le face să alunge teama și să plece de la mormânt cu mare bucurie. Iubiți credincioși, să nu ne îngrijorăm de ce se întâmplă jurul nostru, de vești de războaie, de boli, de molime. Dragii mei, nimic din lumea aceasta nu se întâmplă fără voia Lui Dumnezeu. Domnul a transmis ucenicilor că se vor întâlni în Galileea, locul de unde a început lucrarea sa cu ei. Iar acolo ei vor înțelege... Pentru totdeauna că viața de credință nu se trăiește în lumina experiențelor lor trecute de pescari sau prin amintirile din trecut. Viața de credință se trăiește cu adevărat în realitatea de zi cu zi a învierii Domnului Iisus Hristos, a Lui asupra diavolului, a Lui asupra morții, dar de asemenea și în așteptarea revenirii Lui glorioase. Hristos a înviat și este viu în vecii vecilor. Vă doresc ca sărbătoarea învierii Domnului Iisus Hristos să vă fie o mare bucurie în viața personală, în biserică în familie, oriunde mergeți și să duceți salutul acesta, Hristos a înviat tuturor celor cu care vă întâlniți, dar mai ales să credeți din toată inima că Domnul Iisus Hristos a înviat și este viu în vecii vecilor. Amin. Vă mulțumesc.